După ce a stat 10 de ani prin pușcării, Petru Gâlcă a hotărât să vorbească. Potrivit acestuia, în anul 2001, câțiva angajați ai Ministerului de Interne ar fi încercat să răpească fetița de doar 8 ani. Planul acestora însă a eșuat și asta pentru că, spune Micu, polițiștii nu au putut porni mașina în care se afla copilul său. Fetița o ghibuseau din urmă, 2 și 1 la volan, nu puteau porni, că avea mașina, avea codul de... Și nu puteau porni mașina. Și așa în mijlocul străzii își dea mașina și îi smâșeau să pornească. Și își dea fetița gătuită și cu mâna la gureță. Asta e foarte, cred că e dureros pentru fiecare, tată și nu numai tată. Și nu trebuie, nu e tata acela care nu se pune pentru copilul lui. Micu spune că în câteva ore a găsit mașina în care se afla fetița. Potrivit acestuia, soția sa a făcut o plângere la procuratură, doar că anchetatorii ar fi refuzat să o examineze, pentru că acel incident nu ar fi avut loc. Chiar dacă au trecut 11 ani de atunci, așa zisul hoț în lege, refuză să spună de ce polițiștii ar fi vrut să repească copilul. Micu presupune că astfel polițiștii ar fi vrut să obțină în schimb o întrevedere cu el. Și am găsit. Erau din departamentul Picorului. Din care peste o săptămână le-am spus să ne întâlnim, să ne lămuriți care e treaba și ce voi aveți copilul meu și de ce voi vreți să-mi răpiți copilul și ne-ați lăsat în mașină încuietă în mijlocul orașului. Nu tot porni mașina și de atât. Din care după asta am fost urmărit o săptămână de zile, pus jos, pus pistoale și droguri și așa mai departe. Din care astea toți au fost împreună. Unii era și domnul ăsta. Gândesc că ne-am lămurit până la capăt, ne-am întâlnit. Ne-am întâlnit și cu domnul Jăzdan și am discutat. Șansele ca Micu și Alexandru Jăzdan să stea față în față ar putea fi reale. Și asta pentru că recent, așa zisul hoț în lege, a făcut o plângere pe numele șefului Direcției Servicii Operative din cadrul MAI. Micu crede că cineva ar fi interesat de lichidarea sa, iar relele i s-ar trage de la Jăzdan. Deci am scris pe domnul Jăzdan pentru că avem informații care vin din partea dumnealui și nu le putem acum spune că e prea devreme de a vorbi așa ceva. Ca să vorbim trebuie să avem corecte și mai corecte cazuri. Nu, eu nu mă pun la nivelul acela, că a făcut, nu a făcut, trebuie să tăiem pușcării, da? El nu e vinovat. Dacă omul poate, dar poate astea sunt într-adevăr niște vorbe goale care noi, da, ele au, unii au avut loc, dar noi să ne clarificăm și mai departe. Contactat de Jurnal TV, Alexandru Jăzdan a declarat următoarele. Eu consider în continuare că aceasta este o metodă de apărare construită de avocații săi. Referitor la acuzațiile cu privire la implicarea în unele scheme criminale, chiar insist ca el să le depună. În atribuțiile mele de serviciu intră lupta cu crima organizată. Orice persoană cu statut de hoț în lege a fost, este și va fi în vizorul nostru. Acum o săptămână, Curtea Supremă de Justiție a început reexaminarea dosarului în care Petru Gâlcă și Dumitru Guzun sunt acuzați de organizarea și săvârșirea mai multor crime la comandă. Ședința a fost amânată pentru că al doilea învinuit, Guzun, este dat în căutare internațională. Procurorii vor încerca să demonstreze că așa zisul hoț în lege, Micu, a săvârșit mai multe infracțiuni grave decât cele pentru care a fost condamnat.